Hai să fie cu bună dimineața și bine ați venit pe acest canal. Bă, se pare că s-a fripășit în volieră. E negru ăsta de aici. Da. O să deschid trapa, dar mai întâi trebuie să prind femela asta. O să o dau unui băiat. Eu mi-o opresc pe aceea. Când era pui în cuib, știți că îmi plăcea mult mai mult asta. Dar actualmente, aia chiar e blanao. Da, țin cont că ăsta prepășitul e pui. N-am mare așteptări de la el să plece prea curând. Na. Bă, oricum, la mine are mâncare, are apă. Și când se hotărăște el să o întindă spre casa lui, să o întindă. V-am spus și mă repet, eu nu sunt genul ăla de colbofil care, bă, mi-a intrat un pripășit în volieră, gata frate, hai, legat la aripă, trebuie să-l învăț la mine. Nu frate, eu sunt împotriva braconajului, deci mi se pare cea mai mare prostie să prinzi porumbelul altuia. Bă, în pana mea, dacă îți vine un porumbel străin, lasă-l mă. Dacă îți intră în volieră, ok, lasă-l, mănâncă, bea apă, pleacă el odată. Dar nu, gata, hai să sărim pe el, să-l prindem legat la aripă sau aripa tăiată, că trebuie să-l învățăm la noi. Că e de la zboruri și e porumbel bun. Deci nu, eu cel puțin nu sunt așa. Cunosc cazuri în care a intrat un prăpășit în volieră și gata, frate. Închid trapa pe el și hai să-l legăm la aripă. Treaba asta am văzut-o pe YouTube, mă uitam la un videoclip cu porumbei și tot la fel, venise un prăpășit și intrase în volieră și gata frate, hai că pun pauză, mă, o să le lari, păi și ne vedem după. Bă, nu știu, mi se pare mai mare prostie, mă, treaba asta. Nu înțeleg cum pot unii să prindă porumbelul altuia. Da, asta e. Până la urmă m-am hotărât și la roșu ăsta o să-i dau roșia bimoțată și la grățeanul bătrân o să-i aduc o bimoțată neagră. O vine ce va fi juniorul ăla de acolo. Nu știu dacă am arătat pe videoul de ieri, dar a scos și trestia. O, mă. Aici avem puișorul bărcii. Cred că va fi vânăt ăsta. Da, haideți că o prind în foiata și o să revin cu eliberarea. O să-i aduc mai târziu apă și niște mâncare. Atât o să iau, că na, e mâncare veche. Știți care e problema? Că tâmpita aia de înfoiată albă doarme la argint în volieră. Nu știu ce nimeni convine ei în voliera asta sus, dar na. Iată, a și ieșit. Da, m-a întrebat cineva că dacă o să mai postez gaming pe canalul secundar. Bă, pe canalul secundar nu o să mai postez. Dacă o să mai postez gaming, o să postez pe acest canal. Ca să mai schimbăm conținutul canalului un pic. Da, nu am chiar în fiecare zi noutăți. Înțelegeți? Și na. I v-am spus, eu nu sunt genul ăla. Mai a fost argintia, mă, când ați vrut cu aripa legată? Se pare că da. Bă, cât timp nu pleacă, n-am treabă cu ea. Bine, n-are cum să plece o aripa legată, că văd că nu zboară bine. Încurcă. Nu știu, pleca la zbor. Hai că este aici pripoșitul. A ieșit și pripășitul.
nu vor ieși să înalțe. Vor mai mult la sol. Da. Bă, cam asta a fost clipul, nu? N-am ce să vă mai zic. Uitați prăpășitul. Hai că ăștia s-au lăsat. Ăsta a fost clipul. Eu sper că v-a plăcut. Și până la următorul videoclip, a fost Eddie, m-am dus. Salut!